Litigi le de muncă sufocă de regulă instanțele tribunalelor comerciale și pronunțarea unor decizii trenează ani de zile. Iată că Inspectoratul Teritorial de Muncă aduce la cunoștința celor interesați care nu au avut un raport de muncă cu o unitate că se pot adresa instanței și după plecarea din unitate pentru a obliga angajatorul să încheie contract de muncă. În Monitorul Oficial din 10 februarie a fost publicată o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care se statuează faptul că un angajat poate să se judece cu angajatorul pentru drepturile sale în condițiile în care nu mai are raport de muncă cu angajatorul, la care face totuși dovada că a lucrat. 114 pe 10 februarie 2017 a fost publicată decizia numărul 37 din 7 noiembrie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Astfel, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor articolul 16 alineatul 1 și articolul 57 alineatul 5 și 6 din Codul Muncii, combinat cu articolul 211 litera B din legea 52/2011, articolul 35 din Codul de Procedură Civilă și articolul 6 din Comisia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza de îndeplinire de către părți, angajator, salariat, a obligației de încheiere a contractului de muncă în formă scrisă, persoana fizică, salariatul, care a prestat muncă pentru și sub autoritatea acelorlalte părți, are deschisă calea acțiunii în constatarea raportului de muncă și a efectului acestea și în situația în care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanței. Într-un cuvânt, această decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție înlesnește calea salariatului care a prestat activitate fără a avea un contract individual de muncă în formă scrisă, de a solicita instanții, printr-o acțiune în constatare, recunoașterea raportului juridic de muncă care a încetat anterior sesizării instanței. Raport similar cu cel care a introdus o astfel de acțiune chiar în perioada derulării raportului de muncă. Deci, într-un cuvânt, persoana care a desfășurat activitate fără contract individual de muncă poate să facă o acțiune în constatare ca instanță să constate faptul că în o anumită perioadă acesta a lucrat fără contract individual de muncă în formă scrisă, anterior introducerii sesizării către instanță. În acest sens, salariatul are posibilitatea să stabilească și vechea în muncă și ca angajatorul să-și plătească contribuție către bugetul asigurării sociale de stat pentru o perioadă. Reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă apreciază că această situație este clar că face parte din categoria a ceea ce juridic se cheamă a fi muncă la negru, atrăgând atenția că nepunerea în executare a unei asemenea hotărâri judecătorești de încheiere ulterioară a unui contract de muncă cu plata aferentă a contribuțiilor la stat este sancționată cu amenzi usturătoare în cuantum de 10 până la 20.000 de lei. Vorbim tot de muncă la negru, muncă la gri, vorbim de diferența de salariu acordat pe statul de plată și salariul, diferență de salariu, sume de bani care se acordă din alte venituri, dar nu sunt inserate în statul de plată. Aici vorbim de munca la negru, care, pe lângă faptul că este sancționată de către legiuitor prin Codul Muncii, cu amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei, astfel dă posibilitatea salariatului care a prestat activitate, a avut un raport de muncă, dar nu s-a fost consfințit într-un contract individual de muncă, a plecat de la acel angajator și ulterior face o acțiune în instanță ca să-și recunoască acel raport juridic de muncă. În beneficiul salariatului și aspectul ăsta, înainte era prevăzut, adică avea posibilitatea și cel care era în cursul unui raport de muncă și în același timp sesiza instanța faptul că se află într-un raport de muncă. Noua decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție este pusă în acord cu prevederile Codului Muncii și prevederile Uniunii Europene în domeniul muncii. Decizia a înlesnit, spune purtătorul de cuvânt al ITM Neamț, calea salariatului care a prestat muncă fără forme legale de a se încheia un contract de muncă prin care îi se recunoaște ca vechime și perioada în care a lucrat la negru.